Până la sfârșitul anului 2023, România își propune să realizeze lucrări de împăduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 25.000 de hectare. După acestea, în perioada 2024-2026, se vor mai realiza lucrări pentru încă 31.000 de hectare. Aceste acțiuni sunt necesare, în special pentru reabilitarea zonelor puternic afectate de eroziune, ca urmare a restrângerii suprafețelor ocupate de vegetație forestieră. Au fost adoptate două scheme de ajutor de stat care au fost transmise la prenotificare Comisiei Europene. Dacă acestea vor fi aprobate, lucrările vor putea începe chiar din această primăvară. Pentru persoanele fizice și juridice, precum și pentru unitățile administrative teritoriale, pe ale căror terenuri se realizează lucrările, se acordă suplimentar o primă anuală în cuantum de 456 de euro an pe hectar pentru o perioadă de 20 de ani, începând cu anul recepționării lucrărilor de plantare.